Succesul său depinde de multă muncă și încrederea oamenilor. Aceasta s-a adeverit în vara anului 2011, atunci când a fost ales primar. Cum este să fii primar în cea mai veche localitate din Republica Moldova? Aflăm însăși de la primarul Comunii Părsărești, domnul Ion Crudu. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu aveți frică de altitudine? Nu, sunt obișnuit și de obicei, mai ales din timpul în care am fost ales primar, mă obișnuiesc cu înălțimile. Așa, noi vă provocăm la o înălțime de 30 de metri. Sunteți de acord? Sunt de acord. Atunci să mergem. Cum e să fii primarul unei dintre cele mai vechi localități a Moldovei? Este un pic dificil, dar totodată este frumos. Comuna Vărzărești, fiind datată din 1421, la un an după datarea istorică a mănăstirii Vărzărești, care este cea mai veche mănăstire din Moldova, de pe ambele maluri ale Prutului, o comună care se simte spiritul teologic, să spun așa, în inima fiecărui vărzăreștean, alături fiind și cea mai mare, una din cele mai mari comune, peste 7.000 de locuitori, peste 6.000 de hectare suprafață, un specific și o tradiție bine întipărită care o regăsești pe meleagurile Vărzăreștiului. Și vă imaginați, la asemenea, amalgam de probleme, apar mult mai multe probleme de administrare. În fundal este destul de interesant și motivant momentul în care vezi că faci ceva care se bucură lumea din prejur și faci ceva ceea ce urmezi sau încerci efectiv să păstrezi careva din specificul național și specificul local. Aici mi-apare întrebarea, graficul de lucru a primarului e la fel de 8 ore? Nu, graficul de lucru este diferit. Am ajuns la concluzia că a fi primar în primul rând este un stil de viață. Dacă un primar, cel puțin așa am înțeles eu, dacă un primar este limitat de cele 8 ore, nu cred că este un primar de succes. Fiindcă oriunde mergi, ești urmărit de ceea ce numim autoritate publică locală. În persoana primarului rezidă autoritatea publică locală, în primul rând. În al doilea rând, fiecare apariție a primarului este o apariție publică, vrea, nu vrea. Și acolo unde se află trebuie să fie un model, cel puțin, sau să păstreze un mănunchi de reguli de etică și de reguli de conduită. Bine, fiind mereu preocupat de treburile comunei, mai aveți timp și pentru gospodărie, pentru familia dumneavoastră? Da. Cred că până la urmă, și nu numai cazul meu, până la urmă acesta este și un mic sacrificiu care îl fac toți cei ce sunt într-o funcție publică. Timpul îmi fac, este vorba și de felul în care îți împarți timpul și pentru viața personală și pentru viața publică. Timpul îmi fac, un pic mai cu zgârcenie, să spun așa, însă toți cei care îmi sunt aproape mie, vorbesc de familie, vorbesc de prieteni apropiați, mă înțeleg și mă ajută. Iar de multe ori încerc să-mi vin utilul și plăcut, să-mi vin și munca și timpul personal. Atunci când primarul este furios, cum se calmează? De obicei nu prea am izbucniri de furie, deși au fost câteva momente. Cel mai important sau cel mai bun moment de a mă calma este să fiu singur, ori la mănăstire, ori în sânul naturii, ori lecturând ceva interesant, când plac mult cărțile. Cam astea sunt cele mai importante remedii ale răbufnirii. Interesant, ce citește domnul Ion Crudu, primar de Vărzărești? Acum depinde. De obicei citesc câte 2-3 cărți odată, fiindcă îmi place lectura. La momentul dat sunt spre sfârșit a unei cărți care are mai mult o tentă juridică și o tentă politică. Are și o denumire interesantă, Euronomosofia, scrisă de către un judecător de la Haga, Valerius Marius Ciucă, care mi-a fost și profesor de drept. O carte care vorbește despre specificul european al moldovenilor din Republica Moldova și faptul că cei din Republica Moldova, în multe privințe, sunt mai europeni decât europenii. Acum, primar, în viitor, președinte. Deci, eu îmi fac planurile, merg mai mult pas după pas. Nu-mi place să mă arunc prea departe, îmi place să merg pe premiza pași mici, dar siguri, să creez o bază solidă.
ideea de a mă întoarce în Moldova și de a fi primar a apărut ulterior și a apărut în perspectiva de a demonstra și de a arăta că într-adevăr se poate fi efectuată o schimbare. Așa că viitorul ce ne rezervă, Dumnezeu știe.